Dacă-l întrebi simplu ce faci, te trezești cu 7 sau 8 variante de răspunsuri. Bună ziua și bine v-am găsit la o ediție... Uite, vezi? Vezi? Cam mai vin odată. Na, că asta este acum... Bună ziua și bine v-am găsit la... Ce spun românii? O ediție extraordinară, ce spun... De ce v-ați oprit în aplaud? Dat că era atât de frumos, am făcut un... Mai vin odată? Nu. Hai, mai vin odată. Da, acum ne iese, acum o să fie... Bună ziua și bine v-am găsit la... Ce spun românii? O ediție extraordinară, Ce spun românii, cu două grupuri foarte frumoase. Hei, hei, hei! Frumos, dar mi-a plăcut. Hai, hei, hei, hei! Una stângă, dreapta, doi. Avem alături de noi ardelenii și oltenii, doamnelor și domnilor. Oltenii se laudă că sunt singurii care știu să folosească corect perfectul simplu. Nimic de adăugat aici, ok? Iar ardelenii sunt singurii care știu să folosească noa. Da. Voi știți? Da. Na, hai, asta zic. Cu cine începem prezentarea? Ardelenii! Da. Îmi place foarte mult când se vedeți pe toți cum fac. În aplauzele voastre, ardelenii! Capitan este Mihai. Salut, Mihai. Salut. Mihai este coordonator de achiziții la o multinațională. Nu pare deloc. Colegii de serviciu îl invidiază pentru că pare mereu fericit. Ești? Da. Bravo. Spune că este dor să mai locuiască măcar câteva zile în căminul studențesc din Cluj, în care și-a petrecut anii de facultate. Așa frumos? Foarte frumos. Ionela este grefier. Adoră plimbările și drumețiile montane, dar pe soțul ei, Alex, nu poate să-l convingă să-i se alăture decât cu mașina. Ci că îi repugnă mersul pe jos. Anul acesta a făcut pentru prima oară zacuscă. Toți spun că i-a ieșit perfect. Alex este inginer topograf, este pasionat de bere și de grătare. În rest se mai uită la câte un serial, mai joacă un poker, dar cel mai bine ci că se simte atunci când lenevește. Deviza lui este stai calm, toate se rezolvă. Funcționează? Da. Bun. Larisa este studentă la drept în Timișoara, oraș de care s-a îndrăgostit, se plimbă ore în șir cu bicicleta pe malul Begăi. Îi place să se înconjoare de oameni faini și crede despre ea că este ambițioasă și chiar eminentă. Da. Da. Florin este tot inginer topograf, lucrează la autostrada Transilvania. Hei! Hai de muncă de acum încolo, 50-60 de ani, te deranjează nimeni. Pensie. Asta zic. Un ardeal. În timpul liber îi place să citească și să se uite la seriale. Bine ați venit la noi, oameni buni. Sper să vă distrați. De câștig nu știu, dar sper să vă distrați. Baftă. Mulțumim. Baftă. 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 De cealaltă parte, oltenii! George este capitan. Salut, George. Salut. George are niște emoții, cât mine și cât el la oaltă, de mari. George este preot și dansator în ansamblu de dansuri populare Brădulețul împreună cu ceilalți membri ai echipei. Toată lumea? Da. Toată lumea. Am înțeles, foarte frumos. A participat în sezonul 1 la Masterchef, dar a trecut doar de preselecții proba cu ceapa la nenorociți. Toți spun însă că face o piftie delicioasă. Da, așa este. Mirela este casnică, are 3 costume populare din zona Horezul, vechi de peste 100 de ani. Acum 3 ani l-a prezentat pe unul dintre ele la un festival în Danemarca. Este specialista echipei când vine vorba de cozonaci. Daniela lucrează în asigurări, este pasionată de dansuri populare încă din copilărie. Acum este foarte fericită că face parte din acest ansamblu. Au fost împreună inclusiv în străinătate, cel mai mult le-a plăcut la Praga, unde au fost invitați la un festival. Da. Da. Țica este profesor de religie. Ea a venit în ansamblu abia de un an, dar este atât de entuziastă încât și-a convins și soțul să li se alăture. Nu e lângă mine. Nu e, mă uitam, mă gândeam, că încercam să-mi dau seama de... Are și ea o ie veche de 100 de ani. Alin este profesor de educație fizică, dansează în ansamblu din 2012. Spune că îi place să călătorească și să facă drumeții montane.
Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Iile astea vechi, cu ce le spălați? Adică bănuiesc că nu la mașină, nu... Nu, l- nu, nu. Manual. La mână. Manual. Că mă gândesc că dacă pui pac, 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 pac și dai drumul și zici... Hei! Ia! E prea târziu, e gata. Ce ai făcut? Am întors și când am apucat, s-a făcut și... Gata. Ce e acum, mai eu? Bine ați venit la noi, sper să vă distrați. Bine v-am găsit. Baftă. 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 Mai devreme, când vorbeam de Sica, am zis că și-a convins și soțul să vină, am ridicat ochii la Alin, dar zâmbea atât de relaxat și de fericit, că n-avea el cum să fie soțul. N-avea, era prea bine, era așa, da, hei, hei, deci nu, era clar că nu. Cu cine jucăm prima rondă? Ardelenii! Interesant punct de vedere, interesant. Deci, la revedere, e clar. Asta, dar spuneți-mi cum funcționează dacă jucăm doar cu ardelenii. Asta e, i-ați văzut frumoși, da, i-ați văzut luminoși, da. Nu v-ați dat nici pastilele și uite unde am ajuns. Runda întâi, capitan în față. Hai să vedem. Am întrebat 100 de români. Ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Bomboane. Jucării. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai, jucăm. Mulțumesc, George. Putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? O excursie. Da. Bun. Alexandru, ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Ciocolată. Larisa. Ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Diplomă. Da. Ai învățat un an? Da. Ți-a fost greu? Da. Ai ieșit la joacă? Nu. Dar, bine, pentru asta iau hârtie. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Eram sigur că avem acolo diplomă. Florin. Ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Tabletă? Telefon? Tabletă? Da. Bine că s-a oprit, că îmi luați tot magazinul la rând. Bun! Mihai, ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Cărți. Cărți? Da. Bun. Carte! Ionel, ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Bicicletă? Da. Bun. Alexandru. Se uite la mine ca la datorie. Ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Dulciuri? Am încercat cu bomboane, am încercat cu ciocolată. Nu cred că e combinație. Vă ascult? Role. Am înțeles? Consolă. Am înțeles? Diploma. Ok. Telefon. Bine. Trei variante. Ce ar putea primi un copil ca recompensă pentru rezultate deosebite la școală? Smartphone. Da. Da. Avem telefon, câștigă această rundă, Oltenii! Felicitări! Pentru un an bun! Haine! Iar la cinci? Bani! 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 Multe mari! Bani! Bani? Bani. Toată lumea bani? Consolă.
Bun, bun. Runda... doua. Punctele sunt... simple. Jucăm cu... Ionela și Mirela. Perfecțiune. Să vedem câte variante avem. 8 variante. Am întrebat 100 de români. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Zebra. Zebra. Avem zebră. Leu. Leul. Avem leuai ca un punct diferență. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Ursul. Ursul, domne. Mircii în chipul cu slip ăla, așa ceva de nici nu vreau să arăt. Apare cu slipul ăla, cu sclipici, se poate așa ceva. Nu e acolo. Sica. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Maimuța. Maimuța. Da. Da. Că nu știi cum l-a pus. Bun. Alin. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Girafa. Girafa, domne. Că nici nu știi că își pune sutienul ăla de la degăt și îl întinde pe gâtul ăla lung, nu înțelegi ce face acolo. Bun. George. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Elefantul. Elefantul. Oh. Nu vom avea discuția asta. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Mirela. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Pisica. Mai. Hipopotam. Ok. Hipopotam. Bine. Pantera. Am înțeles. Tigroaica. Ok. 4 variante. Descoperite 4 variante. Nedescoperite 42 de puncte în joc. În Regatul Animalelor, ce vietate apare în tabloide pentru că poartă un costum de baie indecent? Vaca. Așa imagine proastă ce mi-a băgat în cap omul ăsta, n-am mai pățit de mult. Hai, lele. Mai nenorocit. Câștigă această rundă, oltenii! Ce avem, domnule, acolo? Vulpea, râsul, cangur. Vulpea, râsul și canguru, chiar voiam să zic. Toată runda asta la canguru m-am gândit. Ce, nu? Și voi? Da. Vulpea. Cangurul. Căprioara. Gazela. Vulpe. Ok. Câinele. Capra. Capra? Da. Caprioara. Caprioara. Ce lipovene? Nu. Cine? Bursuc. Ce bursuc, domnule? Ce bursuc de baie, costum de baie, de ce costum de bursuc de apă? Ce? Cum ai zis? E, are costumul prea mic și el e băgâta mai grăsanul. Hai, am înțeles. E nenorocire, deci, imaginația aici, efectiv, ne face rău. Aia care au imaginație mai multă, verzi bursucul cu un slip de la... Iepuraica! Altceva? Câinele. Beberiță. Beberiță! Bun. Da. Domne, ardelenii, cum se zice, pleacă greu.
Da, ascultați-mă. Și când ori pleca, deci zic, de-abia îi ținem. Până un alta, oltenii făcură treaba, 112 puncte, pauză scurtă, revenire pe jur. Am revenit cu un joc special. Ați văzut, poate, nu știu, ați prins și alte jocuri speciale făcute cu grupuri, nu cu familii. Eu vă zic sincer că am avut emoții atunci când am început povestea asta cu grupurile, pentru că într-o familie există o anumită chimie și există o distanță lungă în care oamenii se cunosc, își permit fel de fel de glumițe, de miștouri între ei, se sprijină cumva și funcționează. Proiectul ăsta, povestea asta, ce spun românii, Family Feud în engleză, funcționează pentru că vin familii. Dar uite că echipa noastră a reușit să facă în așa fel încât grupurile care au venit aici până acum, cel puțin, au funcționat foarte bine, s-a râs foarte mult, este energie foarte bună și acum vreau să vă mulțumesc vouă ardelenilor, vreau să vă mulțumesc vouă oltenilor, vreau să mulțumesc și grupurilor care au venit până acum, dar vreau să mulțumesc și echipei noastre care a reușit să pună la punct povestea asta și au făcut-o să fie mult mai spectaculoasă decât ne așteptam mulți dintre noi. Așa că cui îi spunem acum să vină în față să... Uite, uite-te cât de simpatic. A văzut Neantu în ochii mei și făcea semn. A treia. Runda a treia. Mulțumesc. Runda a treia. Runda a treia. Cu cine jucăm? Alexandru și Dan. Hai. Să vedem câte variante avem. Bun. Am întrebat 100 de români. Ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Tablou. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm, mulțumesc. Sica, ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Vază. Perfecțiune. Alin. Ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Fotografii. Fotografii. Avem? Da. Cum nu? Da. Cum nu? Nu se mai poartă, tocmai că se poartă. Om rău, ce te-ai făcut? N-avem, domne, varianta asta, a avut dreptate. George, ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Oglindă. Oglindă, da. Da. Mă rog, depinde acum și câte. La mine nu e deloc decorativ. Mă văd în ea, nu-mi place. Urățică, nu e treabă. Bun. Mirela, ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Bibelou. Da. Ia uite-ne. Dani. Tapet. Eu am avut impresia că o cheamă Danica, dar așa scrie, dar... Tapet. Ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Tapet. Tapet. E stresată de n-ai văzut așa ceva. N-ai mai văzut negri de aproape? Ba da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Sica. Ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Cărți, bibliotecă. No. Cărți. Ah. 72 de puncte în joc. Mobilă. Am înțeles. Draperii. Ok. Mileuri. Am înțeles. Fețe de masă. Fețe de masă. Trei variante. Ce obiect decorativ vezi în majoritatea caselor românilor? Mileuri. Da? Da. No. Înainte, viața mea era tristă. Dar de când... Eu eram sigur că avem mileu. Mi-a stricat și gluma. Câștigă această rundă oltenii.
Ce mai avem? Masă. Covoare. Vase de ceramică, foarte bine. Vă și arată, îi și arată cu deștul. Vase de ceramică de la dânsii. Știți de unde sunt, nu? De la Horezu. De la Horezu sunt ei. Da, de ce să te gândești la vase de ceramică? Ștergare. Ștergare. La noi la Olten se pun pe... Perete. Da, știu, știu, știu. Perdea. Perdea. Gata, ai la draperie, galerie, holciuruburile care țin galeria. Dom'le, de, am niște nebuni în echipa asta. Am luat, atâta, un cap de ață, perdea. Ha, gata, știu, știu, galerie, pămții, draperie, ce mai găsit? Jaluzele. Ce? Bormașina cu care dai găurile în care mai poți mai așa, care să prinzi galerie. Ți-ar nebunul de râs. Ceas. Altceva. Flori. Cobor. Calendar. Da, covor. Runda A. Punctele sunt? Dume. Cu cine? Larisa și Sica. Mulțumesc. Hai să vedem câte variante avem. Am rugat 100 de români să completeze fraza. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Ketchup. Ketchup. Ok. Cașcaval. Perfect. Un punct diferență. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc. O să vă rog să nu vorbiți între voi. Chiar dacă n-ai reușit, ai dat un răspuns foarte bun. Mulțumesc. Deci, te rog, continuă pe relaxare. Bun. Perfect. Așa. Alin, e rândul tău, nu? Cred. Da. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Ciuperci. Ciuperci. Da. Bun. George. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Salam. Salam. Da. Bun. Mirela. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Măsline. Măsline, domne. Da. N-avem varianta asta. Dani. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Făină. Făină. Da. Foarte bine. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Drojdie. Drojdie. Da. Avem? Foarte bine jucat cu noi. Bravo. Alin, în seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Mozzarella. Nu. Ecco, mozzarella. George, în seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Peperoni, cârnăciori. Peperoni, cârnăcioni. Da. Abbiamo? Da, mai cârnăcioni. Aveți dreptul să vă gândiți. Mirela. În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Smântână. No. No. Ați putea să egalați, ba chiar să depășiți cu 4 puncte, vă ascult. Pește. Ok. Roșii. Bine. Aluat. Am înțeles. Condimente. Ok. Lasă noroci pe capitan. O singură variantă, Mihai... Nu par genul care seară de seară atacă pizza, dar cine știe... În seara asta voiam să fac o pizza, dar mi-am dat seama că am uitat să cumpăr... Roșii. Da. Avem roșii? Da. Fură punctele? Da. Avem acolo un domn care... Nu! Câștigă această rundă, oltenii! Ce alt răspuns avem, Mihai? Șuncă. Șuncă.
E foarte greu să fii capitan, mai ales că ai în stânga ta oameni care ai încredere și ai de ales între a avea încredere în patru creiere sau într-unul singur. Nu? Unul e mai bun decât patru. Acum așa pare. Runda A. Cincea. Punctele sunt... Dume. Cu cine jucăm? Florin și Alin. Să vedem câte variante. Bun. Am întrebat 100 de români. Ce au mașinile de azi, dar când au fost... De ce dai așa de mână ca un nebun? Păi, am luat-o razna complet. Deci, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Aer condiționat. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Alin. Mihai, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Radio. Da. Bun, domnule. Ionela, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Închidere centralizată. Perfect. Alexandru, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Geamuri electrice. Da. Zice bine. Nu avem varianta asta. Nu e variantă proastă, doar că nu e acolo. Larisa, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Încălzire, scaune. Da. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Florin, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Navigație? Nu zici rău. E acolo, dară, bravo! Mihai, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Ștergătoare. Bun, domnule, bun! Ionel, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? Senzori. De parcare. 152 de puncte. Vă ascult? ABS. Am înțeles? Erberguri. Ok? Erberguri. Ok? ABS. Am înțeles. Trei variante. George, ce au mașinile de azi, dar când au fost inventate, nu aveau? ABS. Da. Da. Câștigă această rundă, doamnelor și domnilor, Ardeleni! No, așa. Ce mai avem acolo? Calculator. Cutia automată. Cutia automată, na, bine, mă. Airbag? Ar putea fi. Centuri? Da. Nu zici rău deloc. Centură de siguranță. Bravo, copănele. Centuri de siguranță. Altceva? Cauciucuri de iarnă. Cauciucuri de iarnă, domne. Ce? Sondă lambda. Bravo. Debit metru. Hats. Senzor EGR. N-a joc-o pe asta. Computer. Cutia automat. Nu știu ce să zic cu cutia asta automata voastră. GPL hibrid. Runda A! Vă mulțumesc. Punctele sunt triple, jucăm cu cei doi capitani. Și iată-ne pe noi aici, la runda care ne va spune clar cine câștigă și cine câștigă mai puțin. Pentru că nu pierde nimeni. V-a plăcut asta? Da. Am întrebat 100 de români despre ce se poate spune că este... Nu? No. Olteanu, uite de mână, a văzut butonul. No. Trebuie să-mi dai un răspuns.
Este frumos. Frumos! Frumos răspuns. Tu ai apăsat butonul? Nu. Nu, cred că mai dura două săptămâni oricum. Despre ce se poate spune că este clasic? Muzica. Bun, domnule. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm. Mulțumesc, George. Ionela, despre ce se poate spune că este clasic? Vestimentația. Da. Da. Bun, bun. Alexandru, despre ce se poate spune că este clasic? Mașinile. Da, da, da. Bun, domnule. Larisa, despre ce se poate spune că este clasic? Mâncare. Florin, despre ce se poate spune că este clasic? Motociclete? Da, da, da. Aveți dreptul să vă sătuiți. Mihai, despre ce se poate spune că este clasic? Restaurant. Înțeleg unde bați, dar nu știu dacă deschide. Ok, sunt 5 variante prin care ați putea fura punctele și jocul. Vă ascult. Pianul. Am înțeles. Ceas. Ok. Vioara. Am înțeles. Pianul. Am înțeles. 5 variante. George, totul este la tine. Dacă îmi dai 3, 4, 5, 7 sau 8 variante, sunt destule. Câștigați 252 de puncte, câștigați și runda și jocul. Dacă nu, uite-i, de-abia aștept. Despre ce se poate spune că este clasic? Pian. Avem? Nu. Câștigă runda! Și câștigă jocul! Arde Leni! Mai ori, când s-au pornit ei odată, n-ai văzut așa ceva. Așa răsturnare de situație. Ce avem, domnule, acolo? Film. Ce? Film, da. Carte. Mobilă. Pictor. Film. Altceva. Dans. Nu știu dacă am apucat să vă zic. Ansamblul de dansuri Brădulețul. Altceva? Încălțăminte. Clasică sau veche? Mobila. Ar putea fi mobila, da. Mobila. Bravo, bravo. Altceva? Un roman. Roman. Cărți. Stilul arhitectural. Da, cărți. Roman. Carte. Carte, bun. Iar la 7 avem, desigur... Teatru. Teatru. Nu. Dacă vreți să vedeți ce înseamnă cu adevărat o tunsoare clasică, eu vă pot arăta. Nu, nu la mine, că la mine nu mai se... Vreți să vă arăt? Da! Codruț, rog frumos să vii alături de mine. Doamnelor și domnilor, prietenul în primul rând și în același timp colegul meu, Sebastian Codreanu. Te rog frumos să le arătăm tunsoarea clasică. Iată, și o să facem un 360. Vă rog să priviți și ceafa, ceafa, tunsă bros, clasic. Mulțumesc, domnule, ești minunat. Efectiv. De fapt, nu pleca, numai cu mine aici. Perfect. Am avut Ardelini, știu că tu de-abia ai venit. Nu ai văzut nimic din emisiune, nu? Nu, acum am ajuns. Ardelini a făcut 404 puncte, Olteni a făcut 372. De la cine ne luăm la revedere? Da? Ok. Hai să ne luăm la revedere împreună. Trebuie spus
că acasă nu se vede chiar totul. Trebuie spus faptul că atunci când am zis au câștigat acest joc ardelenii, nimeni de la Olteni nu și-a pierdut zâmbetul și au aplaudat toți și s-au bucurat toți pentru ceilalți. Ceea ce aici mi se pare foarte, foarte frumos. Foarte frumos. Vă mulțumesc că ați venit. Și ne mulțumim. Să rămână. Să rămână. Să rămână. Domnule. Multe sănătate. Pauză scurtă, revenim. Treaba este foarte simplu, am jucat astăzi cu ardelenii și cu ardelenii. Perfect, ardelenii merg mai departe în runda fulger. Știți cât ați câștigat până acum? Da. Cât? Da? 404. Ce? Puncte. Puncte, nu lei mă refer. Oh, nu. Nu? Nici eu, aștept să-mi zic o dorință. 1616 lei. Mulțumim. Nu, mulțumim noi. Putem adăuga 2500. Vreți? Da. Bine, dacă nu vreți, nu vreți. Asta este. A, vreți? Cu da, cine da. Joc? Cu... Dai. Haideți. Sunt două manșe. Prima are 20, cea de-a doua are 25. Încep cu? Bine. Ne vedem mai încolo. ...20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știu un răspuns, pas trece mai departe, la final ne întoarcem. Dacă mai avem timp. Mamă, ce misterios, ați văzut cum... Sunt ceva de nedescris. Unde eram? Că acum m-am stricat. Așa, nu, azi a doua, asta în sfârșit. Cronometru pornește în momentul în care eu termin de rosti prima întrebare. Da, ai văzut, am început misterios și am terminat, terce am făcut. Hai, lasă-mă în pace. Perfect. Nu mă lua în serios. Sunt cel mai prost băiat pe care l-ai cunoscut vreodată. Nu mă, relaxează-te. Chill. Am rugat 100 de români... Ești gata? Da, sunt gata. Baftă. Încep. Mulțumesc. Am rugat-o... Ești pregătit? Adică nu e. Nu mai ține nimic. S-a trecut momentul. Asta, gata. S-a dus. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Ca să amenajezi un spațiu comercial, ai nevoie de... Rafturi. În afară de jucărie, ce poate fi de pluș? Pas. Ce legumă sau fruct îți poate păta hainele? Stecla roșie. Ce faci când vrei să-ți schimbi aspectul? Te tuns. Numiți un instrument de întins. Pas. În afară de jucărie, ce poate fi de pluș? Câte puncte facem? Ce credeți? Nimic? Uite-te, pentru că vă plac. Nu vor să vă dea ei vestea proastă, trebuie să vă dau eu. Da, stată ce zic acum, nu? Să sperăm. Deci vezi, tot pe... Na. Hai să vedem, Alexandru. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Ca să amenajezi un spațiu comercial, ai nevoie de... Rafturi. Așa. Să vedem câți clienți. Bun. În afară de jucărie, ce poate fi de pluș? La fel. Ce legumă sau fruct îți poate păta hainele? Stecla roșie. Să vedem cât hrean. Bun. Ce faci când vrei să-ți schimbi aspectul? Și tu mi-ai spus? Te tuns. Tu te tunzi. Ok, hai să vedem. Bun, bun. Numiți un instrument de întins. Și tu ai zis... Nu pas. 77. A fost un an foarte bun. Mulțumesc, Alexandru.
Și vine acum Ionela. Bine ai revenit. Bine v-am găsit. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Da. Ok? Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul ăsta. Înseamnă că am primit deja de la Alexandru acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Ok? Da. Și să știi, cronometrul pornește din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Bine. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am rugat 100 de români să completeze fraza. Ca să amenajezi un spațiu comercial, ai nevoie de... vitrină. În afară de jucărie, ce poate fi de pluș? Pernă. Ce legumă sau fruct îți poate păta hainele? Smeură. Ce faci când vrei să-ți schimbi aspectul? Mă tund. Altceva. Mă machiez. Numiți un instrument de întins. Placă. Un la stânga. Unul la dreapta. Doi la dreapta. Un la stânga, dreapta, doi. Ca așa vă rape la noi, că a terminat de mult runda. Vrei să vedem ce am făcut? Da. Hai să vedem. Ionel, avem deja 77 de puncte. Ca să amenajezi un spațiu comercial, ai nevoie de... mi-ai spus? Vitrină. Ok. Să știi că e pe listă vitrina. Ultima. Favorit, rafturi. Apoi autorizație, spațiu, dulapuri, mese, bani, oameni, vitrine. Ok. În afară de jucărie, ce poate fi de pluș? Tu mi-ai spus? Perne. Pernă, bravo. Să vedem câte puncte facem aici. 29, bravo. Favorit, pernă. Apoi pătură, draperie, cuvertură, papuci, halat, canapea, pijama. Ce legumă sau fruct îți poate păta hainele? Tu mi-ai spus? Zmeură. Bun. Sunt pățit. Pățăști. Hai să vedem. Favorit, roșie. Apoi sfeclă, căpșună, vișină, morcov, rodie, varză roșie, zmeură. Ce faci când vrei să schimbi aspectul? Mi-ai spus? Prima dată mă tund, apoi mă machiez. Perfecțiune. Eu am încercat și cu machiaj, doamne. Pe mine nu mă ajută. Nu pot să-mi pun ochii în evidență. 6 puncte. Favorit? Slăbesc dieta, apoi mă tund, mă coafez, mă vopsesc. Sport, mă machiez, mă pensez. Operație estetică, mă deghizez. Numiți un instrument de întins. Și tu mi-ai spus? Placa de păr. Ia să vedem. Favorit? Focăleț sucitor. Apoi placă de păr. Elastic, sârmă, coardă, fier de călcat, extensor, cuțit. 137 de puncte. Nu-i bai? Hai că aș juca bine. Chiar aș juca bine. Felicitări. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Haideți cu toți încoace, ardelenilor, frumoși, simpatici și descurcăreți. Au pornit greu, dar și când s-a pornit, nu i-a mai oprit nimeni. Oltenilor, haideți și voi. Nu băga încă muzica. Încă nu băga muzica. Stai puțin. Să intre acum și oltenii și vreau să vă rog să vă uitați la ei, să vedeți cât de frumoși sunt. Cât de frumos sunt și îmbrăcați și cât de frumoși... Hai să vedeți cum se vedeți cu toți. Cât de frumoși arată cu toții aici în platou. Și sigur, în momentul în care vorbești de portul tradițional, zici că este depășit, că gata, a trecut vremea, ne îmbrăcăm acum în stofe, în jeans și în alte alea. Și nu vă contrazic că nu asta e, nu asta e demersul meu acum. Ce vreau să vă spun este să nu uităm, să nu uitați de la ce a plecat România. Și cât de frumoși erau românii, cât de frumos se îmbrăcau, cât de frumos cântau, cât de frumos se comportau. Și își vorbeau unii altora. Atât vreau să vă rog. Să fiți bine, să fiți sănătoși.